Pentru iubitorii artelor plastice, iată o nouă expoziție colectivă a membrilor filialei Neamța Uniunii Artiștilor Plastici din România, Primăvara Artelor. Este o expoziție între cele două sărbători ce marchează renașterea și feminitatea, 8 martie și 25 martie, ziua femeii și buna vestire. Avem de toate, avem și chipuri de femei, avem flori, avem arhangheli, avem pești, avem de toate. Veniți și cumpărați, ca să parafrazez un cântec moldovenesc. Sunt 24 de artiști, o să încerc să îi citesc din memorie. Daniel Adăscăliții, Mihai Agapi, Bostan Dumitru, Bezem Dumitru, Cucureanu Gheorghe, Cărbunariu Carmen, Chirvase Valentina, Ciucanu Viorica, Diaconu Petru, Diaconu Ștefan, Dimișcă Laurențiu, Gogu Lucian, Oana Gavriliu, Irina Moldovan, Musor Dumitru, Radu Macavei, Popa Damian, Potop Ștefan, Arcadie Răileanu, Mircea Romanescu, Romila George, Narcisa Stejeran, Lucian Tudorache și Mircea Zaharescu. Sper că nu am uitat pe nimeni. Iată, avem ceramică prin Adăscăliții Daniel, sculptură de la Damian Popa, pentru că ceilalți doi sculptori prezintă grafică Lucian Tudorache și pictură Mircea Zaharescu. Avem și un obiect de la Radu Macavei, care de altfel are și lucrare de pictură, binecunoscutele acuarele ale lui Arcadie Răileanu. Carmen Cărbunariu are 4 lucrări reprezentând în majoritate flori, dar în 2 stiluri diametral opuse, mai impresionist abstracte sau mai suprarealist, hiperrealist. De asemenea, salutăm prezența lui Dumitru Mosor, care în ultima perioadă participă substanțial la toate expozițiile colective, deci Târgu Neamț nu este prezent substanțial la piatra doar în politică, ci și în artă. Pe urmă, aș mai putea remarca pe o lucrare de Irina Moldovanu, cea mai proaspătă membră a filialei, Oana Gavriliu, Viorica Ciucanu, Valentina Chirvase, să le amintim, să le urăm mulți ani în luna martie și doritorii de artă sunt așteptați până la sfârșitul lunii să treacă pragul galeriei
și să nu rateze totuși această interesantă și frumoasă expoziție.